Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Haideți să luăm Sfânta Carte. În mod special ne vom folosi din întâia carte a lui Samuel și vom vorbi despre Saul, primul împărat al lui Israel. Aminteam acum o săptămână de contextul în care au fost instalați împărații în Israel, dorința manifestată de popor înaintea Domnului de a le pune un împărat. Ei când s-au văzut cu un împărat pus, s-au bucurat, spune 1 Samuel 11 cu 15, relatând un asemenea moment al împlinirii lor că au acum un împărat, tot poporul s-a dus la Gilgal și au pus pe Saul împărat înaintea Domnului. Acolo au adus jertfe de mulțumire înaintea Domnului și Saul și toți oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult acolo. Însă, deși au pornit cu atâta entuziasm, durata cât Saul a fost împărat a fost o perioadă foarte problematică datorită stării lui. Dacă aici, întorcând o foaie, scrie în 13 cu 1, Saul era în vârstă de 30 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani peste Israel, uneori se consideră că au fost 2 ani mai buni oarecum, dar în Fapte, capitolul 13, Pavel când predică, socotește la aproape 40 numărul anilor de domnie a lui Saul. Nu știu exact cât au fost. Dar oricum, evenimentele istorice cuprinse în acea perioadă, mai multe războaie, ani cât a fost fugărit David, dovedesc totuși o domnie mai lungă de 2 ani de zile. Primul punct l-am intitulat, Saul cel mic a ajuns mare. Și am zis așa, ținând cont de ce spune în capitolul 9, versetele 20 și 21. Aici sunt cuvintele lui Samuel. Și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel? Oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău? 21. Saul a răspuns, oare nu sunt eu beniamit din una din cele mai mici seminții ale lui Israel? Și familia mea nu este ea cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin. Pentru ce dar îmi vorbești astfel? Așa a spus el când Samuel face prima referire la faptul că el va fi împărat. Și mai apoi, în capitolul 15, Samuel notează realitatea aceasta, cum cel mic, deși era înalt, dar mic în sensul că el era smerit și în sensul că se drăja dintr-o familie modestă, i-au dat totuși posibilitatea să ajungă primul. Samuel a zis, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Cu adevărat se vede că Dumnezeu nu face diferențieri. Când a căutat în țară un împărat, s-a uitat peste tot poporul. De altfel și la următorul, în casa lui Isai, Domnul nu a ales doar din primii. Domnul a ales din toți, până la ultimul, să vadă ce este mai bun, ce este mai folositor pentru acea lucrare. Întorcând la capitolul 9, vreau să citim de la versetul 1 prezentarea aceasta făcută lui Saul când el era tânăr, înainte de a fi ales împărat. Și vom vedea că Dumnezeu a privit bine calitățile lui și, în consecință, i-a dat harul acesta. Era un om din Beniamin numit Chis, fiul lui Abiel, fiul lui Țeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afia, fiul lui Beniamit, un om tare și voinic. El avea un fiu cu numele Saul, tânăr și frumos. Mai frumos decât oricare din copiii lui Israel și întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus. Și în versetele următoare, acest tânăr este trimis de tatăl său să caute animalele pierdute.
El ascultă ca și Iosif altădată în cartea Genesei, pleacă dintr-o localitate într-alta, nu le dă de urmă și apoi zice în versetul 5, unde din nou se poate observa calitățile bune acestui tânăr, la jumătatea versetului, haide să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu, lăsând măgărințele, să fie îngrijorat de noi. Acest tânăr, prin împrejurarea aceasta a căutării animalelor, cred o lucrare pregătită de Dumnezeu, în așa fel ca ei să ajungă la casa lui Samuel, el ajunge să fie uns împărat, citim de la versetul 15, dar cu o zi mai înainte de venirea lui Saul, Domnul înștiințase pe Samuel și îi zisese, mâine, la ceasul acesta, îți voi trimite un om din țara lui Beniamin și să-l ungi drept căpetenia poporului meu. Vedeți cum și evenimentele nefavorabile poartă o amprentă divină? Atunci când ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu ca El să facă din noi ce vrea, apoi din capitolul 10 de la versetul 1, după ce au servit masa, Saul având porția cea mare, Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul, apoi l-a sărutat și a zis, nu te unzi Domnul ca să fii căpetenia moștenirii lui? Și urmează o înșiruire de evenimente profețite. Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în hotarul lui Beniamin la Țelțah. Ei îți vor zice, măgărițele pe care te-a dus să le cauți s-au găsit. Și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe, ci este îngrijorat de voi și zice, ce să fac pentru fiul meu? Dumnezeu îl degajă de grija care a avut-o. De acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni suindu-se la Dumnezeu în Betel și ducând unul trei iezi, altul trei turte de pâine, iar altul un burduf cu vin. Oamenii duceau ce aveau ei. Ei te vor întreba de sănătate și îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lor. După aceea vei ajunge la Ghibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei fi întâlnit o ceată de proroși pocorându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, tâmpene, fluiere și copze înainte și prorocind. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. Este un prim moment în care Saul profețește. El mai înregistrează astfel de experiențe și pe parcursul vieții. Dar datorită fluctuării lui, când era cu Domnul, când nu era, a rămas o zicală și o nebuloasă pentru toți ceilalți, un semn de întrebare fără răspuns definitiv. Oare și Saul este între proroci? Și probabil că întrebarea asta, divagând puțin de la subiect, se poate pune în dreptul unora care vor fi sau n-or fi proroci. Și se pare că lucrarea de prorocie este direct proporțională cu viața omului. Că nu se poate, pe un fond de viață străcată, să iasă un cuvânt bun. Citim și versetul 7. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Deci el nu doar că a fost uns ca o procedură în sine, dar Dumnezeu l-a și investit cu o anumită putere. Când Dumnezeu cheamă pe cineva la o lucrare și dotează pe măsura chemării, dacă în vremea noastră un om, noi îl alegem, ne punem mâinile peste el și îl ordinăm, îl hirotonisim și Dumnezeu nu l-a chemat, va avea altceva? Nu, pentru că cel care cheamă este Domnul și el dă puterea necesară. Amintiți-vă de Gedeon. A zis, Doamne, dar cum să mă duc? Du-te cu puterea care Dumnezeu ți-o dă. Și a repurtat o victorie cu câteva sute de oameni, ulterior li s-au adăugat și alții împotriva peste 100.000 de madianiți. De asemenea, aici în capitolul 10, Saul mai este ales odată împărat. Ungerea aceasta a fost în secret, am putea spune. Cu această ocazie, el doar și-a primit încredințarea și măsura de putere de a sluji, dar poporul nu știa nimic.
Și trebuia să aibă și în fața poporului o încredințare, o recunoaștere că El este. Și nu știu exact, atunci evreii când au cerut un împărat, au și avut idei sau s-au și gândit cine să fie? Sau au fost așa de spirituali și socoteau că Domnul le spune și pe ei nu interesează? Nu știu. Dar eu cred că Dumnezeu are curs la sorți ca să curme alte intenții și alte proceduri pe alte căi de a pune un împărat. Și aici, de la versetul 17, Samuel convocă poporul, reia ideea cu împăratul și apoi zice de la versetul 20. Samuel a apropiat toate semințiile lui Israel și a ieșit prin sorți seminția lui Beniamin. Ceilalți 11 puteau aștepta liniștiți de acum. Emoția a trecut în tabăra beniamiților. A apropiat seminția lui Beniamin pe familie și a ieșit prin sorți familia lui Matri. Apoi a ieșit la sorți Saul fiului Chis. L-au căutat, dar nu l-au găsit. Eu sunt încredințat că atunci când a început tragerea la sorți, el știa, era Duhul lui Dumnezeu peste el, era încredințat că îi vine rândul. Și datorită smereniei lui și emoției care o conferea momentul, s-a și ascuns cât era de lung. Au întrebat din nou pe Domnul, a venit oare omul acesta aici? Și Domnul a zis, iată că este ascuns între vas. De aceea, făceam eu cândva o paranteză că dacă națiunile și conducătorii lumii astăzi ar fi cu Domnul, ar putea să-L întrebe pe unde e ascuns Bin Laden și Omar, dar nu au asemenea legături cu Domnul ca să-i inspire, să-L găsească și se trudesc cu puterile lor militare și informaționale. Au alergat și L-au scos de acolo și El s-a înfățișat în mijlocul poporului, întrecea pe toți înălțime de la umăr în sus. Și acum Samuel îl prezintă. El știa rezultatul dinainte. Vedeți pe cel pe care l-a ales Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el. Și tot poporul a strigat, trăiască împăratul. Spune în versetele de mai jos că au fost unii care n-au fost de acord cu asta, nu știu de ce. Doar așa că sunt unele duhuri care intră într-unii și ei sunt din oficiu în opoziție, oricine ar fi în slujbă, sau că au avut altă propunere. E treaba lor, Biblia nu o consemnează. Rămânem la acest prim punct, cel mic a ajuns mare. Și vreau să punctăm acum victoriile lui. Toate războaiele le-a câștigat, numai în ultimul în care a murit, a pierdut. A pierdut cele interne, când a urmărit pe David. Dar David nu i-a făcut nimic, acolo n-a fost pierdere. În capitolul 11 aici, este un prim război. Celelalte le vom aminti doar întreagă, dar asupra acestuia vreau să citim câteva versete. Au venit amoniții și au zis locuitorilor de la răsăritul Iordanului, faceți pace cu noi și fiți-ne supuși. Și i-au spus da. Amoniții revin și spun în versetul 2, voi face legământ cu voi dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept și să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel. Ce pretenție tiranică aveau. Ei au cerut ajutor și au ajuns la Saul, versetul 4. Tot poporul a ridicat glasul și a plâns. Saul tocmai se întorcea de la câmp în urma boilor și a întrebat, ce are poporul de plânge? O să observăm că într-o primă fază a domniei sale, Saul, așa cum am citit, era sub prezența Duhului Dumnezeu. Când a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. A luat o pereche de boi, a tăiat în bucăți și le-a trimis prin sol în tot ținutul lui Israel zicând, oricine nu va merge după Saul și Samuel își va vedea boi tăiați la fel. Groaza Domnului a apucat pe popor care a pornit ca un singur om. S-a înrolat într-un prim război și în versetul 11 scrie, a doua zi Saul a împărțit poporul între cete, au pătruns în tabăra amoniților în straja dimineții și au bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat au fost risipiți și n-au mai rămas doi la unaltă dintre ei. O victorie câștigată din partea Domnului. Au urmat alte bătălii. În capitolul 13, versetul 3, Ionatan apucă securea războiului și scrie aici, Ionatan a bătut tabăra filistenilor care era la Geba. Și filistenii au auzit lucrul acesta. Saul a pus să sune cu trâmbița prin toată țara zicând, să audă evreii lucrul acesta. Și a pornit bătălia. În capitolul 14 este acea vitejie a lui Ionatan, când împreună cu cel ce ducea armele s-a urcat, s-a cățărat mai exact printre două bucăți de stâncă, a ajuns în tabăra filistenilor și pe o întindere de o jumătate de pogon de pământ a ucis 20 de oameni. Când au văzut evreii că filistenii se retrag după ei și spune de la versetul 22, au venit și alții bărbați din Israel și au început să urmărească și ei în bătaie. Domnul a izbăvit pe Israel în ziua aceea și lupta s-a întins până dincolo de Bet Aven. Apoi pe pagina din dreapta, scrie versetul 47,
După ce a luat Saul domnia peste Israel, a făcut război în toate părțile, cu toți vrăjmașii lui, cu Moab, cu copiii lui Amon, cu Edom, cu împărații din Țoba și cu filistenii, și ori încotro se întorcea, era biruitor. A fost un conducător de excepție. Asta a fost chemarea lui. În 9:16, partea a doua, Samuel îi profețește. Domnul îi spune lui Samuel: el va scăpa pe poporul meu de mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la mine. Deci a făcut război cu mai multe popoare în jur, dar războaie repetate a purtat cu filistenii. Acesta era frontul cel mare. În capitolul 15 este un alt război, cel cu amaleciții. Acel război în care Saul a cruțat boii și oile frumoși și în care și-a pierdut harul care l-avea înaintea Domnului. A urmat apoi războiul din capitolul 17, prefațat de bătălia dintre Goliat și David. Și vă rog să sesizați că după ce el cade și nu ascultă, nu mai are același curaj în război. Rămâne războinic, dar cu o diferență. El cel mai înalt, acum stă între ceilalți, care le-au de la umărul lui în jos. Și fiindcă Domnul deja unsese pe Saul, cine a avut mai mare curaj? Unsese pe David. S-a evit David. Războaiele continuă, în timp ce urmărea pe David, mai scrie de la capitolul 20 și în continuare, atunci când îl căuta printre stâncile țapilor sălbatici, a venit o știre că au năvălit filisteni în țară. Deci războiul a fost continuu între el și filisteni. Și în capitolul 31 este un ultim război în fața căruia el din nou este lipsit de curaj. Spune la versetul 1, filistenii s-au luptat cu Israel și bărbații lui Israel au luat-o la fugă dinaintea filistenilor și au căzut uciși pe muntele Gilboa. Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionadan, Abinadab și Malchișua, fiii lui Saul. O viață a fost pe front, dar a murit într-un mod rușinos. Să privim acum la un al doilea gând. Saul cel înalt a căzut la pământ. Întoarceți, dacă țineți și doar o foaie în urmă. 28:20. Este surprins momentul când Saul ajunge în casa vrăjitoarei, după ce primește acea științare pe fond ocult, îndată Saul a căzut la pământ cât era de lung. A căzut fizic, dar era deja în aceeași poziție și spirituală. Închinat înaintea diavolului, de parcă asistăm la ceea ce va fi în final în cartea Apocalipsei, când oamenii vor ajunge să-și piardă orice urmă de spiritualitate și se vor duce în fața lui Satan. Vreau să privim, întoarceți la capitolul 13, la greșelile care le-a făcut Saul. În primul rând să observăm neascultarea lui. 13:8. A așteptat 7 zile, așa îi spusese Samuel, după timpul hotărât de Samuel, dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștia de lângă Saul. Atunci Saul a zis: aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire, și și-a jertfit arderea de tot. Pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel. Deci a fost maxim câteva ore diferență. Și Saul a ieșit înainte să-i ureze de bine. Era într-o relație bună până atunci. Samuel a zis: ce ai făcut? Saul a răspuns: când am văzut că poporul se împrăște de lângă mine și că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strâns la Micmaș, mi-am zis, filistenii se vor pogorâ împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăsnit și am adus arderea de tot. Samuel a zis lui Saul: ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Dar acum domnia ta nu va dăinui, pentru că n-ai păzit ce îți poruncise Domnul. După aceste 7 zile a fost testul lui Saul. Amintiți-vă că atunci când l-a uns, i-a spus: peste 7 zile ne întâlnim. Și a pierdut acest prim test. Nu s-a încrezut în Domnul? S-a uitat la influențele din jur?
lucrul acesta este foarte tentant pentru toți care sunt într-o funcție. Să nu se bizuie pe Domnul și să se uite la reacția care se poate produce între cei pe care îi reprezintă sau îi conduc. Să fii influențat de masă, sub o formă sau altă. Se poate întâmpla și în plan individual. Să-ți promită Domnul vreo izbăvire, să ai anumite făgăduințe și să ți se pară că nu vine Domnul la timp, întârzie. Nu mai se poate cum își bat oamenii capul cu Apocalipsa să greșim noi cu calendarul nostru. Mi-amintesc de o relatare a unui frate despre o femeie alcoolică care primise o gazdă temporară într-o anexă a bisericii și își căuta un serviciu, o fostă alcoolică. Și ea s-a rugat și Domnul i-a promis și se anunțase. Și într-o zi păstorul primește un telefon. Am auzit că aveți o fostă alcoolică, vreau să-i ofer găzduire și servicii. Și s-a dus repede cu vestea bună la ea și când s-a dus, ea era din nou beată. Așteptase până cu o zi în urmă și își pierduse răbdarea. N-a așteptat până la momentul salvării și povestea acel frate că a căzut din nou în comă, a ajuns doar într-o postură de handicap încât nu mai putea decât să scrie, mi se pare, și ea comunica cu oameni de genul acesta și le spunea, chiar și altora în alte poziții, nu vă grăbiți, nu vă pripiți, așteptați până Dumnezeu vine cu salvarea. La Saul a fost un astfel de moment critic ratat. El n-a respectat legile levitice, regulile preoțești. Și cred că vă amintiți evenimentul din 22 cu 19. Când el a omorât 85 de preoți, Saul a mai trecut prin ascuțișul săbiei cetatea preoțească, bărbați și femei, copii și prunci, boi, măgar și oi, toți au căzut sub ascuțișul săbiei. Vedeți, un mic sâmbure de nerespectare a legilor pentru preoți și leviți unde l-a dus în final, să nu mai aibă niciun respect pentru toți preoții și să-i omoare cu familii și cu cetatea întreagă. N-a cruțat ce a mai fost mai bun ca din Amalec. Un sâmbure mic, într-un anumit domeniu, cu vremea se dezvoltă și poți ajungi un om străcat în domeniul respectiv. Revenind la capitolul 15, la cel de-al doilea moment al neascultării sale când este trimis să nimicească pe Amalec și cruța animalele de care am vorbit, vreau să surprindem aici de la versetul 20, Saul a răspuns lui Samuel. Am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți, dar am luat ca pradă oi și boi ca pârgă din ceea ce trebuie nimicit cu desăvârșire ca să se jertfească Domnului Dumnezeului tău la Gilgal. Și Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este toată de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii. Fiindcă a lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Din nou, frați și surori, n-a comis o greșeală mare, n-a curvit, n-a omorât pe cineva. A ajuns mai târziu să o fac. O greșeală mică care i-a adus respingere din partea lui Dumnezeu. Fiecare știe domeniul lui unde este deficitar. Când ne vorbește Dumnezeu prin Scripturi sau prin Duhul Sfânt, noi știm unde suntem cu problema. Problema aceea mică trebuie rezolvată. N-o lăsa nerezolvată, că se amplifică și vei ajunge lepădat. Și vreau să urmărim aici, pe fondul apostaziei sale ulterioare, că după această greșeală, el nu s-a pocăit de ea. Nu s-a mărturisit și n-a acceptat să-i fie rușine și să se plece, să recunoască. Hai să vedem dovada. Atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit, am călcat porunca Domnului. Deci recunoaște că a făcut rău, dar rețineți cum se comportă. Că spune Biblia, toți greșim în multe feluri. Acolo vorbește de vorbire, dar pot să apară greșeli în mai multe domenii. Nu asta-ți dă căderea, greșeala. Căderea ți-o dă lipsa de pocăință când ai greșit. Iată cum se comportă el.
N-am ascultat cuvintele tale, mă temeam de popor și am ascultat glasul. Întotdeauna noi când facem o blocănă, când păcătuim, avem scuze, nu? Știi, a fost de vine și cu tare și cu tare și a fost un complex de împrejur. E foarte adevărat că fără ispită greu vine păcatul, numai la cei care păcătuiesc de la sine. Dar asta nu e o justificare. Știți, din grădina Edenului nu ține la Adam că Doamna e de baie. El a zis poporul cu problemă. Acum te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. Deci, el păcătuiește și mai departe vrea să se roage liniștit, ca și cum nu e nimic. Nu merge așa. Dimineața păcătuim și seara venim și ne rugăm. Stai să vedem dacă e de acord Dumnezeu să ne primească. Samuel a zis lui Saul, nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fi împărat peste Israel. Și pe când se întorcea Samuel să plece, Saul a apucat de pulpana haine și s-a rupt. Samuel a zis, Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. 30. Saul a zis iarăși, am păcătuit acum, te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel, întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Și Samuel a făcut. S-a întors, hai, închină-te. Deci, pentru Saul conta prestanța sa în fața bătrânilor, nu poziția sa în mod real înaintea lui Dumnezeu. Și hai să fim sinceri, așa e că uneori evităm să știe ceilalți că am păcătuit. Că ne place să știe bătrânii și tinerii și ceilalți că noi suntem buni și că n-am făcut gafe. Uneori nu vrem să se afle ce am păcătuit, nici cei din biserică să nu știe. Dar predicăm liniștiți că David a păcătuit și știe de atunci toată lumea. Și a putut să rămână un David pe care Domnul va scula și îl va pune împărat peste Israel, spuneam acum o săptămână. Dar noi să nu știe cineva. Ei, pe fondul acesta ați ascunde păcatul. Cine se ascunde fără de legile, nu propășește. Eu nu spun cu asta că trebuie să te urci pe podium și să strigi ce ai făcut. Dar să lași lucrurile așa cum curg și pocăința să fie una normală, la rând, cum vine. Nu ne putem așa pocăi peste noapte. Dacă este cazul să suportăm o disciplinare, dacă este cazul să nu facem slujbă o vreme, sau să facem o slujbă mai inferioară, să lăsăm pe David în față și noi să facem numai ce corespunde puterii și vieții noastre, lucrurile acestea la Saul nu le găsim. După lipsa aceasta de pocăință, întoarce-te o foaie, 16 cu 14, în inima lui Saul apare un duh străin. După refuz de pocăință vine Satana. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul, deci care a fost îngăduit cu permisiunea Domnului. O boală mentală care l-a apucat, așa cum și noi părămânește damblaua din când în când, atunci trebuia să-i fugi din cale, că riscai să te omoare, atunci acționa în ură și din inima lui ieșau fel și fel de emanări demonice. Aici spune în versetul 16, consilierii lui i-au propus, poruncească numai Domnul nostru, robii tăi sunt înaintea ta, ei vor căuta un om care să știe să cânte cu arfa și când Duhul cel rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Deci, era muncit el însuși, că nu se poate să facă diavolul rău numai celor din jur, în primul rând îi face rău celui în care este diavolul. Dar îl părăsea într-o atmosferă bună. Știți, am amintit despre Saul că atunci când mergea în compania sfinților și prorocea. Deci, să nu vă mire dacă, știu eu, vine unul care e spus pe românește așa îndrăcit, și la biserică și el cântă și el se roagă și se simte bine. Că aici duhul respectiv îl lasă la poartă, că nu mai poate intra. Că pe Pavel îl știe, de Iisus se teme de tot, dar când se întoarce acasă, îl ia de mânuță și îl poartă și dă cu el de pământ și face toate relele. Și în mod special acest duh, nu numai că îl chinuia pe Saul, dar care a fost dorința numărul unu a duhului din Saul? Care a fost problema numărul unu a lui Saul după cădere? N-au mai fost filisteni. Să-l omoare pe David. În mod special
când este prezent un duh rău, se va lupta împotriva celor credincioși și a lucrării lui Dumnezeu. A dat cu sulița de mai multe ori după David. Însă, se vede că David știa să cânte fără să se uite la instrument, se uita la Saul. Evident, Duhul Domnului îl păzea. Dar de mai multe ori s-a ferit și nu știu exact în ce împrejurare s-a retras și nu i-a mai cântat. Vreau să privim apoi în final, în capitolul 28, momentul în care Saul, cel care scosese din țară pe cei ce cheamă duhurile morților, a ajuns el însuși să le caute. Vedeți treptele sub care lucrează Satan? Te lasă să slujești, numai că devii firesc, te împotrivești celor buni, vom vedea noi asta imediat în punctul 3, dar în final te duce să-i te închini și să fii total a lui. Spunești de la versetul 5, la vederea taberei filistenilor, Saul a fost cuprins de frică și un tremur puternic i-a apucat inima. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci, deci eu nu mai colabora cu el. Atunci Saul a zis slujitorului, căutați-mi o femeie care să cheme morții ca să mă duc să o întreb. Slujitorii lui au zis, iată că în Endor este o femeie care cheamă morții. Rețineți ceva de aici. De unde știau consilierii lui că este una acolo? Nu ținea legătura, vedeți cine slujea lui Saul? Tot din ăștia. Tot din ăștia care și ei se duceau la cei ce cheamă duhurile morților. Cei ce se aseamănă, se adună. S-a dus, s-a temut. Ea așa știa că Saul este împotrivă. Așa se știe uneori despre unii că sunt buni și că ei nu sunt cu Satana. Că ai Domnului și se luptă. Numai că au fost. A urmat evenimentul acesta asupra căruia nu insist. Am citit deznodământul final când el cade la pământ în urma acelor informații. Femeia aceea îi dă să mănânce și pleacă la război, dați-vă seama cu ce moral. Știa că moare. Mergea ca la ghilotină. De fapt, nici nu l-au omorât filistenii. El singur s-a sinucis. Sub obsesie demonică. Diavolul i-a sugerat ideea. Aminteam noi când am vorbit de vrăjitorie, de ce se împlinește uneori ce spune diavolul, fiindcă sunt unii sub dominația lui și el îi conduce și fiindcă omul autosugestionează și își închipuie că se va întâmpla. Pune în proverbe că la cei neprihăniți li se împlinește dorința, numai la cei răi, de ce li frică, de aia li se întâmplă. Și al treilea punct și ultimul, vreau să-l observăm pe Saul între oamenii lui Dumnezeu. Parcă n-am observat niciodată până acum ce șanse a avut Saul. A avut lângă el trei mari oameni, titani spirituali. Samuel, Ionatan și David. Și între trei îngeri, el a ajuns un demon. Mare har a avut că i-a avut, dar a călcat în picioare harul acesta. Să ne privim mai întâi relația cu Samuel. Fără Samuel ajungea Saul împărat, nu avea nicio șansă. Cât l-a sprijinit Samuel pe Saul? Măcar că fiii lui au fost judecători. Samuel a dat pe fiul lui jos, l-a pus pe Saul împărat și l-a prezentat fără patim, a spus, poftim, cel care l-a ales Domnul. Și putea să continue, în locul fiilor mei, nu e o problemă, eu accept. Când unii au comentat din popor, la ce le poate ajuta să fie Saul împărat? Samuel s-a dus la Gilgal să întărească împărăția. Mai târziu, eu citesc doar capitolul 15 acum, versetul 11. Când Domnul îi zice lui Samuel, îl lea tot pe Saul. Atât de mult a suferit Samuel și spune aici partea a doua versetului. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. Câtă vreme mai trăia Samuel și a mai trăit încă ani de zile. Dacă rămânea Saul credincios, avea un bătrân care se ruga într-una pentru el. Avea un bătrân pe care putea să meargă să-l consulte când vrea ce să facă. Și a pierdut sprijinul cel mai puternic. Și spune aici, Saul rămâne fără Samuel. 34 și 35, Samuel a plecat la Rama și Saul s-a dus la Ghibea lui Saul, fiecare la localitatea lui. Samuel nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morții sale, dar Samuel plângea pe Saul. L-a pierdut. Mai târziu s-a dus
La Naiot, la Rama, a prorocit noaptea aceea, dar a plecat. Erau deja pe altă undă de duh. Să privim acum la celălalt om deosebit, Ionatan. În capitolul 13:3, după ce Saul a ajuns împărat, nu-l vedem pe Abner făcând bravuri. Cel care avea inițiativa războiului era Ionatan. El a bătut apă la filistenul care era la Geba. În capitolul 14 am amintit deja, Ionatan din nou a luat inițiativa. Dar Saul avea stilul lui încăpățânat. S-a apucat să pună pe popor să jure. Nu mi-o fi venit ideea asta. Blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Și nimeni nu mâncase. De ce zic că n-a fost ideea bună? Dacă era sub călăuzire, Dumnezeu știa că acolo e miere. Și după ce au gustat, zice Ionatan, cum mi s-au luminat ochii. Și a zis, nu, să știi, Ionatane, că mori. Mă gândesc, nu l-a lăsat poporul. El îl omoră, dar nu era el așa de hotărât întotdeauna. Că pe Agag l-a putut cruța, măcar că Domnul i-a spus să-l cruțe. Deci pentru el avea mai mare valoare ce să jură el decât ce i-a spus Domnul. Poporul n-a lăsat. Apoi, în capitolul 20, de la versetul 27, a doua zi, ziua a doua lunii noi, locul lui David era tot gol. Și Saul a zis fiului său Ionatan, pentru ce n-a venit fiul lui Saul la masă nici ieri, nici azi? Ionatan a răspuns lui Saul, David mi-a cerut voie să se ducă la Betleem. El a zis, dăm drumul, te rog, căci avem în cetate o jertfă de familie și fratele meu mi-a spus lucrul acesta, deci dacă am căpătat trecerea în tata, dăm voie să mă duc în grabă, să-mi văd frații, pentru aceea n-a venit la masa împăratului. Atunci Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan și a zis, fiul rău și neascultător, vedeți oamenii care sunt sub călăuzirea diavolului, cum văd lucrurile? Păi a buni îi văd răi. Și scrie în proverbe că înaintea celor răi cine prins sunt o scârbă. Nu știu eu că ți-a luat ca prieten pe fiul lui Isai spre rușinea ta și spre rușinea mamei tale. Căci câtă vreme va trăi fiul lui Isai pe pământ, nu va fi liniște nici pentru tine, nici pentru împărăția ta. Și acum trimite să-l caute, să mi-l aducă, fiindcă este vreme de moarte. Ionatan a răspuns tatălui său Saul și a zis, pentru ce să fie omorât? Ce a făcut? Și Saul și-a îndreptat sulița spre el ca să-l lovească. Ionatan a înțeles că era lucru hotărât din partea tatălui său să omoare pe David. S-a sculat de la masă într-o mânie aprinsă și n-a luat deloc parte la masă în ziua a doua lunii noi, căci era mâhnit din pricina lui David, pentru că tatăl său îl ocărâse. Ionatan l-a slujit toată viața, cât a fost de capricios, că imaginați-vă după ce a venit duhul acela rău peste el, nu știa ei. Când zâmbește, când dă cu sulița. Când trebuie să cânți, când să fugi din cale. Și a slujit așa cum a fost. Inclusiv în ultimul război, când a murit Saul, Ionatan era lângă el acolo. Nu știu unde o fi fost când s-a dus Saul la vrăjitoare. L-a disprețuit, nu ținea cont de el. Și ceea ce este mai tragic este relația lui Saul față de David. Sunt două momente sau două domenii în care David l-a ajutat enorm pe Saul. N-a fost nimeni în țară să cânte ca David ca să-l părăsească diavolul pe Saul. Ar fi putut să-l țină la palat și numai pentru asta. Să-l liniștească. Dar diavolul, să nu credeți că era tot una când vinea David și trebuia să evacueze el sala. Nu degeaba se lupta din Saul așa tare. Apoi în alt domeniu, după ce a ieșit David în evidență, după uciderea lui Goliat, el a fost numărul unu în toate războaiele, în toate părțile. Hai să citim puțin din capitolul 18, versetul 14. E vorba de David, izbutea în tot ce făcea și Domnul era cu el. Apoi, de la versetul 30, domnitorii filistenilor și-au luat luptă și ori de cât ei reușeau, David avea mai multe izbând decât toți slujitorii lui Saul și numele lui a ajuns foarte vestit. Putea să-i fie de un mare ajutor sau, cel puțin eu așa înțeleg, că dacă ar fi fost pocăit, dacă se pocăia acolo după greșelile lui, trebuia pe David să-l lase să fie împărat și Saul putea rămâne general de armată. Dar sunt unii care ori numărul unu, ori deloc. Și atunci dacă le place tot către unul, îi dă Domnul numai mai încolo și rămâne zero. Dacă locul 2 și 3 nu-i bun. Și David ar fi respectat toată viața, îi mai cânta când avea nevoie, dar n-a acceptat. Și a umblat într-una după el. Spune aici, versetul 29, Saul s-a temut din ce în ce mai mult de David. Avea de ce să teamă?
Dar nu l-a prins de două ori. Și o prorocică i-o tăia din palton. Dă vorba lui Abishai, lasă-mă că numai una-i dau. Putea David să spună, nu eu l-am omorât, n-am fost așa atent la ce-o zis Abishai și el l-a omorât, că așa se ăștia țiruie. Dar nu mă, nu-l ucide că însu Domn. De ce s-o temu de el? S-o temu Duhul din el, dar nu Saul ca persoană avea temeri. Dar așa se întâmplă, repet, când în oameni sunt duhuri diferite. De-aia spune Biblia în Efeseni 6, că noi nu ne batem cu oamenii. Se uită câte unul la tine și ți se dușman. Eu cunosc mai multe situații când anumiți lucrători, chiar de aici din zona Aradului, mai primesc câte un telefon și mi-a povestit un lucrător că uneori era deranjat noaptea de telefon. Acum sper să nu-i dau ideea la vreun îndrăcit. Și îl deranja noaptea să sune. Iar uneori îi spunea la telefon, asasinule, vă dați seama, duhurile rele din oameni ce fac? Ca pe vremea lui Saul. Lor așa le spune satana că le ești dușman, că vrei să le faci rău, dar ce rău a vrut David să-i facă la Saul? Dar așa sunt oamenii care sunt sub posesii demonice. El a recunoscut, avea momente când se trezea, amintiți-vă după prima încercuire, când zice lui David, îmi pare rău, și-a ridicat glasul, și-a plâns, și-a spus, nu mai vin după tine. El nu mai mergea, dar când îl punea ce rău pe cal și dădea bice la cal, mergea Saul, pe unde nu știa, era purtat, cum zice în Evanghelie, era gonit de Duhul prin pustii și 26:21. El recunoștea că a păcătuit, dar nu se pocăia. Saul a zis, am păcătuit, întoarce-te fiul meu David, căci nu-ți voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viața mea a fost scumpă înaintea ta. Am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală. Acum a văzut și el că e nebun. Samuel a spus prima dată când n-a ascultat că e nebun. O să ai lucrat ca un nebun, o ajuns nebun de-a binelea, dar prima nebunie a fost când n-a ascultat. Încheiem, reamintindu-vă aceste trei puncte și apoi punctând în final două idei. Saul cel mic a ajuns mare. A fost ultimul, după socoteala lui, dintre potențialii candidați la împărăție. Și totuși Domnul a pregătit evenimentele să ajungă la Samuel, a tras la sorți, l-a prezentat în față. Domnul a pus în el un duh potrivit cu chemarea să se lupte pentru eliberarea evreilor de subjugarea poporilor din prejur. Și a câștigat câteva bătălii. S-a luptat în toate părțile, mai mult cu filistenii. A câștigat toate războaiele, l-a pierdut ultimul. Dar acest Saul înalt a căzut la pământ. A căzut prin neascultări repetate, pe fondul nepocăinței în urma greșelilor. A ajuns sub influență și posedare demonică și în final și-a renegat crezul și a consultat medii oculte, spiritiste, pierzând orice relație cu Dumnezeu și orice urmă de spiritualitate. Măcar că a avut lângă el trei oameni deosebiți al lui Dumnezeu. În persoana lui Samuel, pe care nu l-a ascultat și de care s-a rupt, în persoana lui Ionatan, de care și-a bătut joc, măcar că i-a slujit toată viața, și respectiva lui David, minunatul ginere, despre care el credea că este dușman. Saul a fost omul de carieră, cu succes temporar, dar care a avut un mare eșec personal. De aceea să nu notificăm oamenii după aparentele succese în pozițiile care le au. Pot fi temporare dacă viața lor spirituală nu-i pe măsură. Pot câștiga războaie la rând, dar tot ce se clădește într-o zi se dărâmă cu ei cu tot. Și pot să aibă, repet, aparente succes. În privința aceasta, citim din 2 Samuel 1, cântarea lui David reflectă durerea lui după viața lui Saul. 2 Samuel 1:19. Fala ta, Izraele, zace ucisă pe dealurile tale, cum au căzut vitejii. 21. Mulți din Gilboa, în locul ultimului război, nici rouă nu cadă pe voi, căci acolo au fost aruncate scuturile vitejilor. Scutul lui Saul, rețineți cum, ca și când n-ar fi fost uns cu un de lemn. De la sângele celor nici de la grăsimea celor mai voi, nici arcul lui Ionatan nu da niciodată înapoi și sabia lui Saul nu se învârtea niciodată în vânt. Și totuși a ajuns în urmă o goană în vânt, o pierdere mare de tot. Și în al doilea rând vreau să înțelegem că omul fără Dumnezeu ajunge pe mâna diavolului. Cine se rupe de Dumnezeu ajunge în brațele diavolului.
cine nu ascultă, cine nu ține legătura cu Domnul, ajunge în totală dependență demonică. Și acest lucru citim și din 1 Cronici 10, unde este descrisă din nou moartea lui Saul și apoi spune de la versetul 13, Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit. Deci n-a stat în compania Domnului și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morții. Deci n-a ascultat de Domnul și a ajuns să meargă să întrebe pe Satana. N-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât și împărăția datului David, fiul lui Isai, despre care cu voia Domnului vom vorbi într-una din lecțiile viitoare. Dacă vă mai amintiți, la o predică, știu, câteva luni în urmă, am făcut o paralelă între Saul și Samuel. Și vă spuneam că i-a diferențiat trei lucruri. Unul a ascultat de cuvânt și unul nu. Unul a ținut legătura cu Domnul, Samuel, pentru orice el întreba pe Domnul. Doamne, cum să fac? Saul, au trecut ani și a întrebat, când a ajuns bătrân pe Domnul, dar Domnul atunci a spus cu alte cuvinte, acum mă întreb, ani de zile n-ai întrebat de mine. Și acum vii să mai discutăm? Și în al treilea rând, fiindcă Saul n-a știut care e locul lui, pe când Samuel a știut. Samuel a știut când să se retragă, a știut că fiul lui nu sunt mai bun pentru slujbă să evacueze scaunele, a știut când Saul nu mai și-a pus pe altul, dar Saul nu și-a înțeles locul niciodată după căderea sa. Și în mod special pentru cei care sunt în slujbă, pot fi oameni în postura aceasta, care se luptă, se implică în biserici, fac evangelizare, dar viața lor spirituală suferă. Nu țin legătura cu Domnul, își pierd călăuzirea asupra oamenilor care trebuie promovați în slujbă sau nu mai trebuie și mor. Câte cântări de jale s-ar putea face despre mulți? Acum mă întreb, oare ce-i cânta David când ieșau duhurile acele rele? Ce cuvinte avea cântarea? Oare cântarea aceea de jale a primit-o numai atunci la urmă sau pe parcurs? De-a lungul anilor i-au venit strofele. Ele se fac cuvânt cu cuvânt, strofele cântării se compun. Poemul vieții noastre se scrie zi cu zi. Mai apare câte o frază. Dumnezeu să-i sprijinească pe cei care sunt în slujbă. Ați văzut ca unul ca David, tot după el trăgea cu suliță. Nu destul că omoruse pe cel vechi, așa-i diavolul, ca la ucenici. Nu destul că o lua pe Iuda, au vrut și pe Petru. Să ne rugăm ca Domnul să-i sprijinească, să-i păzească. Dar nu sunt de preț numai cei care sunt în slujbă, de preț este și oricare. David n-a zis vreodată, am destule oi. Dacă văd lupul sau leul sau ursul să ia vreun mielușel sau vreo oaie, l-a lăsat? Spus, nu, și ăsta e al Domnului din turma Domnului. Spuneau frații că în Egipt a vrut Domnul să nu rămână niciunul. De aceea Domnul să ne cerceteze pe toți și să ne dea harul în orice condiții sau stare ne-am aflat să putem sfârși cu bine calea. Și la finalul vieții noastre se cânte un cântec de biruință. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.